Pe permisul premergătoare acestei evaluări de astăzi, la data de 8 iulie, Comisia v-a transmis o solicitare de a îndeplini declarația pe 5 ani cu privire la avertizări de interese personale, iar pe 15 iulie, dumneavoastră, ați prezentat acea declarație pe 5 ani. De asemenea, Comisia a rugat candidații să îndeplinească voluntar și să prezintă un chestionar cu întrebări de etică, iar dumneavoastră l-ați prezentat la 5 iulie. Comisia v-a transmis 3 runde de întrebări, pe 24 august, pe 27 septembrie și 21 noiembrie. În total, v-au fost adresate 28 de întrebări, inclusiv 71 de subîntrebări și 25 la 25 de întrebări a fost inclusă și o solicitare de a prezenta documentație. Conform articolului 3, alineatul 4 al regulilor regulamentului de evaluare al Comisiei, un candidat nu poate să ofere informații, documente sau alte materiale pe parcursul audierii în cazul în care Comisia le-a solicitat pe acestea mai devreme, iar candidatul nu le-a prezentat în timpul specificat, decât dacă candidatul vine cu o justificare suficientă. Membrii Comisiei acum vor începe să vă adreseze întrebări. Nadejda Hriptievski va fi cea care va începe, după care va fi urmată de domnul Vitalie Miron. Deci, da, aveți cuvântul. Bună ziua! Eu voi începe prima rundă de întrebări legate de apartamentul pe care l-ați achiziționat neastră de 72,2 metri pătrați în Chișinău, despre care am comunicat și în scris. La început voi anunța câteva fapte, după care vom procede la întrebări. Deci, conform datelor pe care le are Comisia, în 2014, dumneavoastră ați achiziționat un apartament de 72,2 metri pătrați la un preț preferențial printr-un program de îmbunătățire a condițiilor de trai ale judecătorilor care era implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, CSM. Dumneavoastră, în declarația anuală pentru anul 2016, ați indicat că ați achiziționat acest apartament cu 25.884 euro, estimativ 530.000 de lei. Atunci când ați depus cererea pentru obținerea acestui apartament, dumneavoastră și soția noastră aveați dreptul de proprietate asupra unui Chișinău din apartament din Chișinău cu suprafața de 51,3 metri pătrat, care a fost dobândit prin contract de donație în 1996. De asemenea, dețineați 3 loturi de pământ, 3 terenuri, dintre care unul cu suprafața de 0,12 hectare se afla în satul Trușeni, municipiul Chișinău, pe care l-ați procurat în 2012, la 24 mai. Pentru acest teren, la 3 iulie 2012, dumneavoastră ați primit de la autoritățile locale autorizație de construcție pentru construirea unei case. Atunci când ați depus cererea la CSM, dumneavoastră deja începuseți construcția casei de locuit pe acest teren, conform răspunsurilor dumneavoastră din runda a doua pe care ați prezentat-o Comisiei, conform căruia în 2012 ați contractat un împrumut de 250.000 de lei, atât pentru a repara apartamentul din Chișinău, cât și pentru începerea construcției casei, da? Comisia v-a solicitat să explicați dacă dumneavoastră erați eligibil pentru a participa la programul CSM, având în vedere atât apartamentul, cât și casa pe care dumneavoastră începuseți să o construiți. Și dumneavoastră ați precizat în răspunsurile date Comisiei că la momentul încheierii contractului de investiție pentru apartamentul procurat în baza programului pentru preț preferențial, familia dumneavoastră era formată din 4 persoane și locuia doar în apartamentul de 51 de metri pătrați, care a fost donat de către părinții soției în anul 1996. De asemenea, dumneavoastră ați explicat că copiii dumneavoastră deja erau mari, aveau nevoie de mai mult spațiu, locuiau doar într-un spațiu de 111 metri pătrați, împreună cu 4 piezii pe care îi aveați în familie. De asemenea, ați declarat că vi s-a propus să participați la achiziționarea unui spațiu locativ mai mare și ați decis să profitați de această oportunitate. De asemenea, dumneavoastră ați confirmat Comisiei că nu ați informat Consiliul Superior al Magistraturii despre inițierea construcției casei din satul Trușeni,
Și aici am să citesc, dat fiind faptul că veniturile care erau realizate la acel moment nu indicau sau indicau perspectiva finalizării casei de locuit pe o perioadă mult viitoare. Dumneavoastră, de asemenea, ați afirmat că, de fapt, diferența de preț între valoarea de piață care exista atunci pentru apartamente similare și prețul oferit de CSM nu era atât de semnificativ, adică nu era chiar atât de preferențial. Și anume ați explicat că, la momentul încheierii contractului, prețul anunțat de antreprenor a fost de 430 de euro metri pătrați, față de 360 de euro metri pătrați care a fost oferit preferențial judecătorilor, ceea ce constituia o reducere de doar 16%, în condițiile în care numeroase centri comerciale și alți subiecti ofereau carduri de fidelitate sau oferte promoționale cu reduceri între 10 și 30%. Acum am să proced la câteva întrebări de confirmare și la sfârșit veți avea posibilitatea să completați dacă ceva am omis. Și anume, vă rugăm să confirmați că în 2014 ați procurat apartamentul de 72,2 metri pătrați la preț preferențial prin programul oferit de CSM. Da, confirm. Da. Și puteți să ne explicați când ați depus cererea de înscriere în programul acesta la CSM? Nu mi-aduc aminte exact, sau 2013 sau tot 2014, că a durat o perioadă mai restrânsă, că atunci au fost ofertele, am depus cererea, ulterior eu nu știu care, au durat careva formalități și ulterior ni s-a fost acceptat, am tras la sorți și ulterior am încheiat contractul. Dar exact 2013-2014. În orice caz, ați depus cererea după ce dumneavoastră ați primit autorizația pentru a construi casa, corect? Da. Da. Și la momentul depunerii cererii, dumneavoastră deja începuseți construcția casei, corect? Atunci am început, ori autorizația, pe urmă, se anulează dacă nu începi măcar cât de cât construcția. Și dumneavoastră ați informat comisia că nu ați informat CSM despre faptul că ați început construcția casei. Vă rugăm să spuneți doar dacă nu considerați că asta a fost chietic din partea dumneavoastră sau nu, să nu informați CSM. Ar fi influențat cumva decizia CSM dacă ați fi informat despre construcția casei, inițierea construcției casei? Posibil să fie subiectiv din partea mea, dar având în vedere că mi-aduc aminte că atunci s-a solicitat care spațiu locativ dispunem, de care spațiu. Având în vedere că începutul construcției nu este deja un spațiu, încă nu este spațiu locativ, respectiv am adus extrasele din registrul bunurilor imobile, au fost prezentate. Dar cu referire la începutul construcției, eu sigur că n-a fost indicat în cerere. Nu m-am indicat spațiul real pe care îl dețin. Dacă considerați că ar fi schimbat decizia CSM dacă ați fi indicat că ați început construcția unei case? Nu pot să spun. Și încă o dată, deci dumneavoastră nu considerați că ați procedat cumva neetic prin neprezentarea informației complete, și anume cu privire la începerea construcției casei. Deci dacă să vorbim din punct de vedere a eticii, statutului de judecător și a codului de etic și conduită, consider că nu am beneficiat în limitele restricțiilor stabilite de codul de etic. Dar din punct de vedere a moralității unui cetățean sau unui care dorești să îmbunătățească condițiile de trai a familiei, mai mult ca atât că deja activam din 1995, aveam doi copii și nu aveam spațiul meu personal. Deci o activitate îndelungată practic de 20 de ani și tu să nu ai spațiul locativ să oferi copiilor tăi condiții de trai, eu consider că etic părinții, dacă apar oportunități,
trebuie să întreprindă acțiuni ca să le asigure condițiile corespunzătoare. Ați explicat, dar am apreciat dacă încă o dată puteți explicați de ce considerați că, sau de ce ați afirmat că prețul la care dumneavoastră ați procurat apartamentul, de fapt, nu era un preț preferențial. Deci, în condițiile când este insuficiența mijloacelor financiare, atunci fiecare cetățean încearcă să dobândească un spațiu mai larg cu un preț mai redus. Deci am acceptat situația dată că a fost un contract de investiții, banii nu erau necesari de a fi investiți imediat. Adică în perioade de timp mai îndelungate, 3-4 ani și în condițiile date. Dar în condițiile când dispui de mijloace și poți negocia și un preț mai mic pe piață. Deci ca să precizez, prețul l-ați menționat, dar însăși programul a fost o facilitate oferită judecătorilor. Dumneavoastră nu ați fi putut obține aceleași condiții dacă vă duceați în calitate personală la oricare investitor care construia case să obțineți aceleași condiții, corect? Da, nu, n-am să neg. Da, sunt de acord. Mulțumesc. Acum, următoarea întrebare, până apurce de la următoarea întrebare, am să explic în câteva fapte. Și anume, puteți să-l puneți deasupra, dacă, aha, poate așa mai comod. Dumneavoastră ați vândut apartamentul pe care l-ați procurat la preț preferențial copilului dumneavoastră și eu voi utiliza partener, soț-soție, pentru a nu divulga la maxim posibil date personale. Deci l-ați vândut familiei dumneavoastră, copilului care era căsătorit, prin contract de vânzare la 24 decembrie 2020. În răspunsurile pe care le-ați oferit comisiei, dumneavoastră ați declarat că ați vândut acest apartament copilului dumneavoastră, familiei copilului, pentru suma de 530.000 de lei, care era aproximativ 25.000 de euro, deci similar cu ceea ce ați procurat dumneavoastră apartamentul ăsta când l-ați procurat. De asemenea, ați precizat că familia dumneavoastră și dumneavoastră nu ați locuit niciodată în acest apartament pe care l-ați procurat la preț preferențial, pe baza funcției dumneavoastră de judecător. Și mai târziu, când ați fost întrebat dacă considerați că este etic să solicitați un astfel de apartament, era să nu locuiți niciodată și apoi să-l vindeți copilului și familiei copilului, dumneavoastră ați explicat că împreună cu soția ați decis să vindeți acest apartament copilului dumneavoastră, care la acel moment deja avea 2 copii mici și dumneavoastră ați considerat că în calitate de părinte aveți obligația să contribuiți la îmbunătățirea condițiilor de trai ale copilului, oferindu-i astfel posibilitatea de a locui într-un spațiu mai bun împreună cu tânăra familie. De asemenea, ați declarat că familia copilului dumneavoastră nu a beneficiat gratuit de acest apartament, ci l-a cumpărat de la dumneavoastră exact așa cum dumneavoastră l-ați cumpărat. Și, respectiv, acest lucru a însemnat, în esență, îmbunătățirea condițiilor de trai ale familiei dumneavoastră, având în vedere că s-au îmbunătățit condițiile de trai ale copilului. Da? Vă rugăm să confirmați că nu ați locuit niciodată în acel apartament pe care l-ați procurat. Confirm. Și l-ați vândut familiei copilului dumneavoastră cu 530.000 de lei. Exact, întocmai. Puteți încă o dată, în afară ceea ce am menționat, să confirmați încă o dată că dumneavoastră și să explicați dacă considerați că este etic să vindeți apartamentul pe care l-ați procurat în calitate de judecător ca fiind un beneficiu acordat pentru această funcție și nu ați locuit în el niciodată și ulterior l-ați vândut copilului dumneavoastră. Să dau explicații sau numai să confirm? Eu confirm toate explicațiile depuse comisiei anterior și contractul de investiție a fost încheiat în 2014. În 2014 notoriu este că nu poți prezice care va fi evoluția relațiilor în familie. Așa s-a întâmplat că fiica s-a căsătorit în 2017, ulterior s-au născut
copii minori. Construcția a durat un pic până ne-a fost transmis în proprietate ședă. Toate circumstanțele date și-au influențat decizia familială a noastră. Ori noi locuiam în 51 întreg și 4 metri pătrați, deja familia s-a lărgit, ei erau 4 și asta a fost, nu voi divulga secretul deliberării deciziei familiale, însă a fost decizia ca să oferim posibilitate ca să locuiască copiii în apartamentul dat. Ei au decis că corect ar fi ca să-l procure, ca să nu aibă dependență de careva ordin de părinți, ori ei sunt moderni și asta a fost decizia, noi nu ne-am opus. Să înțeleg că, dacă am înțeles corect de răspunsul noastră, copilul dumneavoastră împreună cu parteneri și copiii minori au locuit cu dumneavoastră până la vinderea apartamentului, da? În practic locuiați... Au locuit, înțelegeți, în 51 întreg și 4 metri, parțial locuiau. Temporar locuiau la noi, temporar locuiau la ceilalți părinți, așa. Ori noi suntem în Chișinău și erau condiții mai apropiate pentru a efectua activitate în Chișinău. Ei sunt mai la periferie. Și dumneavoastră confirmați cele menționate în comunicarea în scris, că ați considerat îmbunătățiri și continuați și acum să considerați îmbunătățirea condițiilor de trai ale familiei dumneavoastră, faptul că i-ați oferit copilului șansa să-și îmbunătățească condițiile. Copilului și nepoților. Și nepoților. Mulțumim. Apartamentul dumneavoastră a fost achiziționat în 2020 de către copilul, de către familia copilului dumneavoastră pentru suma pe care ați declarat-o de 530.000 de lei. Atunci când comisia v-a întrebat care a fost metoda de plată, dumneavoastră ați informat comisia că toată suma a fost plătită dumneavoastră în numerar. Și în același timp, conform datelor din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în perioada 2017 și 2021, copilul dumneavoastră și partenerul lui au obținut venituri impozabile brute în sumă de aproximativ 150.000 de lei. Atunci când comisia v-a cerut explicații cu privire la sursa mijloacelor financiare folosite de către copilul dumneavoastră pentru a procura acest apartament, dumneavoastră ați prezentat comisiei o copie a unui contract de împrumut, și anume contractul de împrumut numărul 5, semnat la 14 decembrie 2020 pentru o sumă de 530.000 de lei. Contractul era semnat între compania Pultusk Invest SRL și soția copilului dumneavoastră. Conform datelor disponibile, sunt informații publice în sistemul B2B Hint, în anul 2020 compania respectivă a avut un profit net de aproximativ 161.000 de lei. Conform extrasului contului bancar al acestei companii, la 14 decembrie 2020, adică data când a fost semnat contractul prezentat de dumneavoastră, într-adevăr a fost extras o sumă de pe contul bancar, însă aceasta era o sumă de 190.000 de lei. Și suma a fost extrasă cu înscrierea următoare: eliberări sub formă de împrumuturi către persoane fizice conform contractului numărul 12 din 14 decembrie 2020. Suma a fost eliberată tatălui partenerului, dar am avut în vedere că el este administratorul acelei companii. Comisia v-a cerut să explicați din nou sursa mijloacelor financiare și anume diferența care a rămas între suma totală de 530.000 și cea extrasă 190.000, și anume este vorba de diferența de 340.000 de lei. În răspunsul la cea de-a treia rundă de întrebări, dumneavoastră ați explicat că metoda de obținere a sumii de 530.000 de lei a constat în obținerea împrumutului pe care l-a făcut de la acea companie partenerul copilului dumneavoastră și mijloacele bănești care au fost retrase în două etape. Și anume, prima etapă a fost la 5 noiembrie 2020, când a fost retras suma de 350.000 de lei, și 14 decembrie 2020, când a fost retrasă suma de 190.000 de lei.
Dumneavoastră ați prezentat două extrase pentru aceste două retrageri. Conform acestor extrase bancare și extrasului de pe contul bancar al companiei, retragerea sumei de 350.000 din 5 noiembrie 2020 s-a bazat pe contractul de împrumut numărul 11 din 5 noiembrie 2020. La fel ca și în cazul sumei de 190.000 de lei, cei 350.000 de lei au fost retrași de către tatăl partenerului care era administratorul companiei. Acestea sunt faptele, sunt complicate, noi le-am prezentat noastră, cred că ați făcut cunoștință cu ele acum înainte. Acum o să procedem la întrebări. Deci, noastră, confirmați că suma de 530.000 de lei care a fost achitată dumneavoastră de către familia copilului dumneavoastră, a fost sursa acestor mijloace, este contractul de împrumut între firma compania Pulțuc Invest SRL, care este deținută de partenerul copilului dumneavoastră și el a împrumutat această sumă de la companie prin contractul de împrumut din 14 decembrie 2020. Corect? Așa mi-a spus, da. Uh-huh. Și așa mi-a prezentat. Și așa el v-a prezentat. Și dumneavoastră ați prezentat copia contractului acesta de împrumut, ceea ce ați prezentat la comisie și acest contract, în acest contract este indicat numărul contractului numărul 5. Dumneavoastră aveți o copie în material, da? Este confirmat, este numărul 5, ceea ce dumneavoastră ne-ați trimis nouă. Acest contract ne-a fost la încheierea contractului, ca să mă convinc că sursa este reală și este legală. Și mi-a fost prezentat acest contract. Eu nu cunosc care a fost o formare contabilă, dar acest. Dumneavoastră, de asemenea, ați precizat că întreaga sumă v-a fost transmisă în numerar dumneavoastră, corect? De asemenea, ați precizat că unicele detalii pe care le cunoașteți despre această companie este faptul că soțul este unicul acționar, iar tatăl acestuia este administratorul firmei, corect? Da, confirm. Mersi. Comisia de asemenea a identificat că la data de 14 decembrie 2020, atunci când a fost semnat acel contract de împrumut, doar suma de 190.000 de lei a fost retrasă din contul acestei companii și în contul bancar, retragerea respectivă este următoarea însemnare. Conform informației bancare, eliberări sub formă de împrumuturi către persoanele fizice conform contractului numărul 12 din 14 decembrie 2020. 12. 190? 190 de mii de lei, da. Și aici vă rugăm să, dacă puteți să ne explicați de ce dumneavoastră ne-ați prezentat contractul numărul 5, iar în informația bancară figurează contractul numărul 12. Puteți cumva să explicați această diferență? Nu pot. Eu inițial am zis că cum a fost format contabil toate sumele la societatea dată, nu cunosc. Eu, la momentul încheierii, am solicitat să ne prezinte actul care dovedesc originea mijloacelor. Și asta mi-a fost prezentat, eu nu pot să modific nimic. Am înțeles. Și dumneavoastră, puteți confirma că comisia v-a solicitat să explicați suma de 340.000 de lei, da? Și în răspuns la această solicitare, dumneavoastră ați prezentat două extrase bancare, și anume una pentru un extras pentru suma de 350.000 de lei retras la 5 noiembrie 2020, da? Și un extras pentru suma de 190.000 de lei retrase la 14 decembrie 2020. Corect, da? Corect, da. Da. Și dumneavoastră ați precizat că suma de 350.000 de lei este de fapt suma de 340.000 de lei, care este diferența despre care v-a întrebat comisia, corect? Da.
Iarăși, conform contractului extrasului din cont care dumneavoastră l-ați prezentat, retragerea sumei de 350.000 de lei a avut loc pe 5 noiembrie 2020 și s-a bazat pe un contract de împrumut semnat pe 5 noiembrie 2020. Astfel, din informația asta, reies următoarele două lucruri. Suma aceasta a fost retrasă pentru un alt împrumut. E un alt împrumut indicat în extrasul bancar. Și a doua a fost retrasă cu aproximativ o lună înainte de cât a fost semnat contractul de împrumut al apartamentului, contractul care prevedea întreaga sumă, 530.000, nu 350 sau 340.000. De ce nu vă rugăm să explicați cum această sumă de 350.000 de lei servește drept surs pentru cei 340.000 de lei care au apărut, de fapt, după 14 decembrie. Mersi. Notoriu sunt faptele că sumele nu se dobândesc imediat, alte persoane cu ani acumulează sume. De ce? Noi când am decis că facem vânzarea-cumpărarea, urma să acumuleze suma de bani. Dar care a fost modalitatea și cum le-a rezervat și cum le-a acumulat din mijloacele societății corespunzătoare, eu nu pot să vă explic, ori în momentul, vedeți că pe data de 14 ne-a fost confirmat că dispun de toată suma și noi putem încheia contractul. Și a durat totuși 10 zile până noi am încheiat 14 decembrie, 24 decembrie. Probabil sumele au fost acumulate, perfectarea actelor primare justificative în contabilitate ține de domeniul lor, dar în momentul când au acumulat toată suma de bani, au confirmat și noi am proces de acum să perfectăm actele în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare. Dar modalitatea, cât o așteptat... Dumneavoastră ați primit întrebările în scris cu privire anume la sumele astea și având în vedere că dumneavoastră ați fost cel care ne-ați prezentat extrasele astea, probabil dumneavoastră când ne le-ați prezentat, tot v-a apărut întrebarea. Într-un extras este scris un contract numărul 5, din 5 noiembrie 2020, care se referă la suma de 350.000 de lei. Alt contract care dumneavoastră vă l-a prezentat este semnat pe 14 decembrie 2020, care e suma de 530.000 de lei. Pentru un om rezonabil care se uită la astea două, reiese că, de fapt, e vorba de două contracte, 350.000 plus încă 530.000. Nu ați clarificat acest aspect cu persoana care v-a transmis banii. Sunt două contracte diferite și precede un an și sume diferite și date diferite. Deci asta încercăm să clarificăm. Adică ele precede o lună de zile, din moment. N-am clarificat care este motivul că în extrasele sunt indicate două numere de contracte distincte. Eu nu știu care e procedura și cum perfectează ei când extrag sumele de la bancă. Dar nu este vorba doar de faptul că este, pe lângă faptul că sunt două contracte diferite pentru aceeași sumă, deci pentru suma de 190.000 sunt indicate două, unul în ceea ce dumneavoastră ne-ați prezentat și în altul în ceea ce e scris în extrasul contului bancar. În afară de asta e și a doua problemă care încerc să vedem dacă dumneavoastră aveți o explicație rezonabilă. În noiembrie a fost extrase 350.000 de lei și se face referință la un contract de împrumut pentru acea sumă, deci de 350.000 de lei. Deci ceea ce înțelegem noi este vorba de două contracte, un contract de împrumut în noiembrie pentru 350.000 de lei și alt contract care a fost semnat pe 14 decembrie pentru 530.000 de lei. E corect, înțelegem noi? Știți, eu n-am clarificat penal. Unica ce am solicitat să ne prezinte totuși care este sursa în aspectul întrebării care comisia mi-a adresat-o. Deci acolo era vorba despre venitul brut pe care îl deține, adică venitul net pe care l-a realizat și sursele de venit, adică că ele sunt în discrepanță. Și am pus întrebarea de unde sunt mijloacele date, ori iată a apărut așa informație. Și mi-a explicat că, iată, noi am mai fost parcursul anului extras sume de bani, ori rulajul, mi-a explicat că rulajul este semnificativ la întreprinderea dată.
Dar în apropiere au fost extrase două sume de bani și mi-a prezentat extrasele din cont. Adică a doilea extras, ori comisia deja, cel de pe data de 14 decembrie, îl deținea deja. Și nu ați încercat nici să clarificați pentru cel prezentat în, pentru suma de 190.000 de lei, de ce se indică un număr a contractului în ceea ce dumneavoastră ne-ați prezentat și altceva se indică în extrasul bancar? Nu ați reușit să clarificați acest aspect? N-am reușit, dar vă spun sincer, nici n-am avut îndrăzneală în situația în care nu contribui cu nimic, dar solicit prea multe explicații de la activitatea și mijloacele bănești care le realizează altă familie. Deși este tot familie membri, dar ei au patrimoniul lor, au deciziile lor, familia lor. Am înțeles. Vă mulțumesc mult. Vreți să completați ceva la acest subiect sau să trecem la... Nu. Următoarele câteva întrebări se referă la tranzacția pe care dumneavoastră ați efectuat-o la 16 aprilie 2021. Și anume, la 16 aprilie 2021, dumneavoastră ați efectuat o tranzacție de cumpărare a valutei străine și anume ați cumpărat o sumă în euro, care de aproximativ convertit e suma care a costat apartamentul pe care l-ați primit. Da, dumneavoastră ați explicat comisiei că această tranzacție a fost efectuată în scopul de a cumpăra autoturismul dumneavoastră, achiziții care au fost realizate în aceeași zi în care a fost efectuată și această tranzacție de cumpărare a valutei străine. Și dumneavoastră ați declarat că sursa mijloacelor financiare constă din economiile indicate în declarația dumneavoastră pentru anul 2020. În acea declarație ați indicat numerar în sumă de 565.000 de lei, care a fost obținut în baza vânzării apartamentului, cât și vânzarea unui alt autoturism al dumneavoastră. Conform contractului de vânzare pentru autoturismul pe care l-ați procurat la 16 aprilie 2021, pe care l-ați prezentat comisiei, prețul convenit de părțile contractuale a fost de 30.340 de dolari, cu efectuarea plății în lei, așa se scrie în contract. Conform chitanței de plată pentru autoturismul respectiv, de asemenea datată din 16 aprilie 2021, suma de 30.340 de dolari a fost plătită în lei în sumă de 544.824 de lei. Chitanța tot ați prezentat-o dumneavoastră. Vă rugăm să confirmați că la 16 aprilie dumneavoastră ați procurat suma de 25.495 de euro pentru a procura turismul Toyota dumneavoastră, corect? Da, corect. Ori asta a fost direct în incinta salonului de automobile, acolo era oficiu bancar, direct în loc. Puteți confirmați că în contractul de vânzare-cumpărare pe care l-ați prezentat dumneavoastră, prețul convenit era 30.340 dolari cu efectuarea plății în lei moldovenești. Probabil, nu mi-aduc aminte. Da, de fapt, așa este, ori mi-aduc aminte, factura mi-a fost eliberată în monedă națională. Deci, suma pe care ați achitat-o la 16 aprilie a fost suma în lei totală de 544.828 de lei, corect? Care este indicată în factură, exact suma aceasta și am achitat. Puteți atunci să ne explicați de ce ați cumpărat tot în aceeași zi euro, dar ați achitat totul în lei? Care a fost scopul procurării sumei de 25.495 de euro? Nu mi-aduc aminte care a fost, deoarece sau acolo în salon este indicat prețul în lei, în euro și în dolari. Dar care a fost necesitatea efectuării tranzacției date, exact nu mi-aduc aminte, dar exact în aceeași casă a avut loc tranzacția. De una și alta și la urmă, în finalitate mi-a fost eliberată confirmarea bonului că suma a fost achitată pe cont.
Asta și noi încercăm să înțelegem, pentru că toate datele care le-ați prezentat prezintă că ați achitat în lei și mai ales în Republica Moldova plățile pentru eliberarea facturilor se fac doar în lei, corect? Adică da. Procurarea valutei asta încercăm, dacă puteți să ne explicați pentru ce ați cumpărat acei 25.000 de euro. Nu mi-aduc aminte, eu nu i-am, poate nu i-am procurat, poate eu am făcut tranzacție de vânzare, nu mi-aduc aminte. Putea să fi cumpărat alți 25.000 de euro, nu, în afară de ăștia? Nu, că astea au fost direct în filiala băncii care se află în salonul. Dacă dispuneți de informații, în salonul unde se vând autoturismele corespunzătoare. Și acolo pe loc a fost efectuat toată tranzacția. Trebuie de ridicat documentația de la ei să văd. E loc în incint, că eu m-am prezentat bonul ca confirmare că este achitat. Bine. Mai vreți să completați ceva la subiectul ăsta sau apartamentul, dacă nu ne mutăm la alt subiect? Nu. Nu. Mulțumesc! Pentru mine nu-i clar. Dumneavoastră ați procurat 25.000 de euro, cât acum, în ziua aceea, și efectuați plata pe automobil în lei. Este tranzacția că acești euro i-ați trecut în lei? Sau i-ați păstrat? Sau care a fost soarta la aceste 25.000 de euro? Comisia mi-a pus întrebarea că am procurat euro. Eu, da. Eu intuiesc că nu au fost procurate, că au fost vândute, deoarece notoriu toate sursele financiare dobândite sunt predispuși să fie în valută străină păstrate. Și corespunzător, mie îmi pare că a fost efectuată vânzarea valutei și ulterior procurarea în lei. Dar acum exact, nu știu, ori comisia, când ne-a înaintat întrebarea dată, eram sigur că asta, dar am exact, mie îmi pare că a fost înstrăinată suma de 25.000 de euro ca să procur ulterior și ulterior au fost transferați pe contul companiei direct pe loc. Am înstrăinat, dar să vă spun sincer, nu mi-aduc aminte. Am vândut sau am procurat eu atunci valuta în euro? Mie îmi pare că totuși a fost vânzarea valutei. Ori sumele de 530.000 cam dificil să le păstrez în lei. Dar cum nu țineți minte? Așa e o sumă mare, 25.000 de euro e sumă considerabilă. Da, și nu țineți minte, ați procurat-o sau ați cumpărat-o sau ați vândut-o? Nu înțeleg, nu e clar. Cum a fost situația? Probabil a fost vândută. Vândută a fost. Vândută? Da. Mă documentez încă o dată, dar exact, nu știu, comisia că mi-a pus întrebarea că eu am procurat și m-a întrebat în legătură cu care a fost procurarea, eu mi-aduc aminte că la companii, diferite companii, diferite. Dar aici mi-a dat factura în lei, dar tranzacția mă documentez. Pot să vă adresez o întrebare în continuare acestui subiect. Pentru că dacă ziceți, că nu sunt sigur dacă ați cumpărat sau ați vândut, dar poate ați vândut cei 25.000 de euro, atunci cele 25.000 de euro înseamnă că au venit de altundeva. Adică ele erau într-un cont undeva sau era în sens că economiile ați declarat undeva cele 25.000, adică de unde apar cele 25.000 de lei dacă le-ați vândut în 25.000 de euro, dacă le-ați vândut în acea zi? Nu, suma nu poate să fie, că e tot aceeași sumă care era în economii. Pur și simplu, majoritatea mai păstrează și în euro sumele. Le schimbă pe parcurs, fac tranzacții de schimb valutar și le păstrează că nu cunosc care va fi momentul utilizării. Dar nu a fost. A fost exact aceeași sumă care e dobândită în rezultatul vânzării apartamentului și autoturismului anterior.
Dacă îmi permiți, poate asta o să vă ajute. Noi v-am adresat în prima rundă de întrebări această întrebare și exact așa a formulat-o. Conform informațiilor de care dispune Comisia, în data de 16 aprilie 2021, ați efectuat o tranzacție de cumpărare a valoarei, a valutei în valoare de 25.495 euro. Vă rugăm să explicați scopul cumpărării acestei sume de valute și vă rugăm să explicați sursele. Și atunci, dumneavoastră așa ați răspuns, tranzacția a fost efectuată în scopul procurării autoturismului de model Toyota la acea dată. Respectiv, deci nu ați confirmat că a fost cumpărat. Conform informației dispuse de comisie, cumpărare, nu este vânzare de 25.000 de euro. Respectiv, noi de asta și ne-am bazat tot pe răspunsul pe care l-am primit cumva confirmare de la dumneavoastră că a fost cumpărare, nu a fost vânzare de euro. La moment nu sunt imposibilitate să trebuie să verific totuși care a fost tranzacția de vânzare sau de cumpărare la bancă. Domnul Șova, bună ziua! Până ce a trecut și la alte categorii de subiecte care aș vrea să le abordăm, permiteți-mi să vă formulez o întrebare suplimentară ce ține de situația cu apartamentul. Deci, în 2014 ați obținut dreptul de proprietate a unui apartament în condițiile unui program de desfășurat de CSM. Acest apartament ulterior a fost transmis unui membru de familie, motivând și explicând că asta tot ar fi o formă de îmbunătățire a condițiilor de trai mijlocit și a dumneavoastră. Acest transfer de proprietate până la urmă a avut loc cu titlul gratuit, titlul oneros, 530.000. Cu câteva minute în urmă ați menționat ceva și vreau să concretizez aspectul ăsta. Ați spus că, de fapt, decizia că acest transfer de proprietate să aibă titlul oneros nu aparține cumpărătorului. Nu aparține vânzătorului, da? Nu vă aparține dumneavoastră, aparține fiicei dumneavoastră. Și întrebarea, doar că să-mi termin gândul, întrebarea mea, și vă rog să răspundeți în așa fel că să fiu precis în poziția dumneavoastră, până la urmă, cine a decis că acest contract, ori acest transfer de proprietate să fie cu titlul oneros? Dumneavoastră sau cei care l-au cumpărat? Inițiativa a provenit de la cei care l-au cumpărat și noi în familie am decis că așa vom o forma, ori partenerul preponderent a indicat că el dorește să dețină el proprietate și să nu fie similar situației mele. Răspuns acceptat. Conform practicii deja stabilite, voi descrie o stare de fapt, după care voi adresa câteva întrebări la care vă rog frumos să răspundeți. Vreau să vă întreb în primul rând despre un teren care l-aveți în proprietate la momentul actual. Ar fi vorba despre terenul din comuna Tușeni, municipiul Chișinău. În anul 2012, soția dumneavoastră a achiziționat un teren pentru construcție cu suprafață de 12 ari în Tușeni, la preț de 20.000 de lei. Ceea ce constituie este motiv valoarea a 1.285 de euro. Poate reflectat în contractul de vânzare-cumpărare din 24.05.2012 și care l-ați prezentat comisiei anterior. În declarațiile dumneavoastră anuale pentru anii 2012 și 2020, ați indicat valoarea cadastrală a terenului respectiv, nu valoarea contractuală, iar valoarea cadastrală a acestui teren la etapa cumpărării și cea indicată în declarațiile anii, constituia 207.564 de lei. Comisia v-a solicitat să explicați diferența dintre valoarea cadastrală și cea contractuală a terenului și dacă considerați valoarea de 20.000 de lei indicată în contractul
de vânzare-cumpărare ar reflecta valoarea reală a terenului la momentul achiziționării. Dumneavoastră ați explicat că pentru perioada anilor 2012-2020, valoarea cadastrală acestui teren era de 207.564 de lei, pe care și-ați indicat-o în declarațiile respective. De asemenea, ați mai precizat că nu considerați că prețul de 20.000 de lei reflectă valoarea reală a terenului la momentul achiziționării, dar că prețul indicat în contract era rezultatul unor negocieri directe între soția dumneavoastră și vânzătorul acestui teren. Domnul Șovă, vă rugăm să confirmați că în răspunsurile oferite de dumneavoastră în adresa comisiei ați menționat că nu considerați că prețul de 20.000 de lei reflectă valoarea reală a terenului la momentul achiziționării, totodată cu mențiunea că prețul respectiv este unul care a rezultat din negocierile directe între soție și vânzătorul acestui teren. Confirm. Aveți vreo explicații? Puteți să indicați asupra unor circunstanțe sau condiții care i-au permis soției dumneavoastră să negocieze un preț mai mic decât valoarea de piață? Deci prețul indicat a fost o condiție înaintată de către vânzător și pentru a încheia contractul la un preț mai redus, deci soția a acceptat să fie indicat suma dată în contract de 20. Și eu am confirmat că prețul nu este real, deci eu în declarație l-am indicat la prețul 207. Ținând cont de respectiva explicație care ați, în esență, ați declarat-o acum în cadrul audierii, puteți să ne informați care a fost prețul real achitat pentru acest teren? Eu nu știu dacă aș fi corect fără acceptul vânzătorului, însă prețul aproximativ e prețul cadastral. Fără acceptul vânzătorului se divulgă valoarea cadastrală, dar eu am să declar sincer că e aproximativ 200.000 lei. Răspuns acceptat, circa 200.000 de lei. Doar țin să vă informez că Comisia are obligația la etapa evaluării unui candidat în conformitate cu legea specială 26 să examineze modul de dobândire acestor bunuri și adică n-ar fi un impediment să nu relatați o informație care e conectată cu realitate. De fapt, ar fi și o obligație. Am avut câteva întrebări suplimentare, deoarece nu înțelegem dacă prețul era de 20.000 și ați menționat anterior că nu aveți nicio legătură cu vânzătorul, am vrut să vă întreb și despre aspectul ăsta, dar deoarece a parvenit o informație suplimentară, aceste întrebări au decăzut. Și vreau să trecem la un alt imobil deținut anterior de către familia dumneavoastră. Ar fi vorba de 6 ari în Stăuceni și o construcție nefinalizată în proporție de 66%, dacă mi-aduc eu aminte. Faptele. Dumneavoastră împreună cu soția ați cumpărat un teren cu suprafață de 6 ari și o casă nefinalizată situată în Chișinău, Stăuceni, la data de 2 mai 2002, care au fost vândute ulterior la 11.03.2011. Conform contractului de vânzare-cumpărare din mai 2002, ați cumpărat această proprietate la preț de 55.000 de lei, estimativ 4.290 de euro, în 2002. Iar conform contractului de vânzare-cumpărare, prin care ați înstrăinat aceste bunuri în 2011 și ați înstrăinat, reamintesc, 6 ari și o casă de 99 întreg și 3 metri pătrați, fiind o construcție cu grad de finalizare în proporție de 66%, la suma de 14.161 lei, ceea ce constituie circa 867 de euro. Până aici am relatat corect această situație. Da, conform actelor. Vă rugăm să confirmați că ați cumpărat acest teren în 2002 la prețul de 55.000 lei. Confirm. Acest preț de 55.000 de lei achitat în 2002 a fost un preț real achitat pentru aceste bunuri?
Vă spun sincer, nu mi-aduc aminte, 2002, care era cu raportul între cursul valutarilor și prețul indicat. Probabil a fost real. În mai 2002 nu erați încă judecător, corect? Nu. 2005. În 2002 eu activam în calitate de lector la universitate. Vă rog să confirmați că ați vândut aceeași proprietate, 6 ari și casa care a fost menționată anterior, la data din 1 martie 2011, pentru suma de 14.161 de lei. Și aici constituie orientativ, am spus, 867 de euro. A fost înstrăinată. Dar cu prețul, iarăși, au fost negocieri cu cumpărător, vânzător și am decis să indicăm suma dată. Și am decis să indicăm suma de 14.000. 14.000 de lei, da. Dar în realitate care au fost toți? În realitate suma a fost mai mare, aproximativ tot la vreo 200.000. Aveți ceva de adăugat în legătură cu această situație și întrebare? Dar dacă îmi permit să-mi retrag întrebarea, pentru că văd colega are o întrebare suplimentară. Doar o precizare și vă mulțumim mult pentru faptul că ați indicat. Puteți să ne explicați de ce în ambele contracte este un preț? Înțelegem, dumneavoastră ați spus că la negocieri și la insistent, dar care ar fi raționamentul pentru a indica un preț? Mai ales raționamentul vânzătorul, care ar fi să indice un preț atât de jos. Mersi. În acea perioadă, practic, majoritatea așa indicau în prețuri mai reduse. În raționamentul vânzătorului pot să-l explic. Este creșteri de capital. Domn, ceva suplimentar, domnul Șova, sau trecem la altă întrebare? Suplimentar vreau să spun că atunci egal a fost decizia să-l înstrăinăm, ori 9 ani de zile practic n-am efectuat nimic. Imobilul l-am procurat, dar am fost în imposibilitate ceva să modificăm și ulterior am decis să luăm mai la periferie. Și în sumele corespunzătoare iei un lot de teren mai larg și ori practic era așa în perioada dată, toți indicau prețurile de vânzare, cumpărare mai mici și de ce, dar practic a fost un schimb. Cu permisiunea dumneavoastră aș dori puțin să discutăm despre declarațiile depuse de către dumneavoastră, în special mă refer la declarația anuală 2009 și de fapt în partea faptică aveți această informație. Conform datelor de care dispune comisia și informații care iese din declarația anuală menționată, nu ați declarat următoarele imobile. Teren de 7,5 ari în Stăuceni, dobândit în 2003, teren Stăuceni, tot 0,75, în 2003 dobândit, teren 2,6 ari, dobândit în 2002, casă de 105 metri pătrați în Stăuceni, dobândit în 2002, teren 6 ari în Stăuceni din 2003, dobândit, și o doime din cotă parte din terenul de 2 hectare și 18 ari regăsit în rezina, dobândit în 2006, în baza unui certificat de moștenire. În declarațiile ulterioare, dumneavoastră ați făcut referire și ați menționat aceste proprietăți. Vă rugăm să confirmați că în declarații din 2009 nu ați declarat imobile menționate. Da, eu confirm și pot să dau și explicații? Da, desigur. Deci eu confirm, ori perioada dată era o perioadă incipientă de declarare și eu m-am condus de formularul care era indicat. În formularul declarației pentru 2009, acolo se indica că se declară mijloacele financiare obținute în anul de referință de declarare
și bunurile obținute era accentuat. Ulterior, cei care au elaborat formularul dat, în anul următor, au modificat din obținute în deținute. De ce? Eu m-am condus de formularul corespunzător și am indicat numai bunurile care le-am obținut în 2009. Ulterior, în ceilalți ani, eu n-am avut intenția să mai schivez, să eludez, le-am declarat, dar m-am condus cum era scris, obținute. Ați spus și în interacțiunea cu comisia, într-adevăr, că n-ați avut intenția să tăinuiți aceste bunuri, ulterior, într-adevăr, au fost declarate, dar ținând cont de prevedere legii 1264 din 2002, care prevedea la acea etapă că toate bunurile urmau să fie declarate, acumulate la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, e citat din lege. Acum, în cadrul audierii, sunteți de acord că ar fi trebuit să declarați toate aceste proprietăți în declarația 2009? Da, sunt de acord, accept, dar atunci eram pripă și rep de perioada incipientă și m-am condus de formular și am declarat exact cum era în formular. Domnule Șova, aș dori suplimentar să discutăm puțin despre dreptul de uzufruct asupra automobilului de model BMW din 2006. Cunoașteți subiectul în cadrul rundii de întrebări-răspunsuri, noi l-am dezbătut. Câteva fapte. Conform informațiilor din acces web în perioada 22.10.2015 și 23.02.2021, ca să fim mai concreți, dumneavoastră ați avut drept de uzufruct asupra automobilului de model BMW 730, anul de fabricație 2006. În declarațiile anuale pentru anii 2015 și 2020, nu ați declarat dreptul de uzufruct asupra acestui automobil. Comisia v-a rugat să explicați de ce nu ați declarat dreptul de uzufruct asupra acestui automobil. Iar în răspunsul parvenit, ați explicat că acest automobil a fost mereu în proprietate, posesia și uzul socrului dumneavoastră. Ați explicat că acest autoturism a fost dat o singură dată pentru călătorie în străinătate, în toamna anului 2015, pentru că la acel moment mașina dumneavoastră era defectată. Parcă am relatat corect situația respectivă. Puteți, conform informații din acces, cum am spus, ați avut drept de uzufruct și comisia v-a trimis o întrebare cu privire la acest subiect și nu ați contestat faptul că, de fapt, exista un drept de uzufruct înregistrat în modul stabilit asupra acestei mașini. Corectă informație? Deci a fost perfectat mandat care se asociază cu dreptul de uzufruct. Mandatul a fost eliberat ori pentru a te deplasa în anul 2015, dacă nu mă greșesc, peste hotare urma să ai un certificat de matriculare în formă de mandat. Și tatăl, socru, mi-a perfectat, practic, în ziua în care eu urma să mă deplasez peste hotare, ori automobilul meu era defectat și m-am folosit de el numai în deplasarea dată și m-am reîntors înapoi. Mandatul a fost eliberat numai pe un an de zile și era indicat în mandat. Eu nu l-am deținut, cu oricum nu mai era necesar și la expirare nu l-am. El era pe un an și nu era pe toată perioada, dar eu m-am folosit numai pentru deplasarea, nu mi-aduc aminte, 10, 15, 13 zile cât a durat. Ulterior, eu niciodată nu m-am urcat la volanul acestui automobil și nu m-am deplasat și nu m-am folosit. Deci era numai formal un drept pe un an de zile. Eu nu știu cum a durat până în 2022 sau 2021. Când dacă nu vă supărați, asta și era întrebarea mea. Pe ce vă bazați când declarați că acest drept de folosință înregistrat la autoritățile statului era doar pe un an de zile? În situația în care, din informația care o posedă comisia, și anume de la acces web, adică e clar că este o perioadă cu totul diferită și distinctă. Mă refer 22.10.2015 și 23.02.2021. Memorie că eu certificatul de mandat la expirare nu l-am mai păstrat, ori nu e necesar. Mai mult ca atât că nici nu m-am folosit niciodată de automobil. Ați menționat că ați folosit o singură dată și ați călătorit cu această mașină, a fost nevoie că mașina dumneavoastră era defectată. Corect, să fie clar. Potrivit prevederilor articolului 4, aliniatul 1, litera B din legea 1264-2002 și articolul 4, aliniatul 1, litera B din legea 133-2016, dacă referim de perioade distincte, pentru că legea a fost
în vigoare în perioade diferite, da. Subiecții declarării erau obligați să declare bunurile mobile, imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitații, superficie, decât subiectul declarării și membrii familiei, concubinul acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesie acestora în baza unui contract de mandat, comisiuni, de administrare feduciară, a unor contracte translative de posesie și de folosință. Sunteți de acord că ar trebui să declarați dreptul de uzufruct asupra acestui automobil în declarațiile dumneavoastră anuale pentru perioada 2015-2020, așa cum vedem noi că a existat acest drept de folosință? Dreptul a luat naștere în baza certificatului de mandat. De fapt, a fost mandat, acordarea în folosință, dar în realitate n-a fost în folosința mea. Numai a fost perfectat dreptul, dar bunul nu s-a aflat în folosința mea, numai cu excepția unei perioade temporare. Eu consider că, deși legea prevede, deci în situația în care într-adevăr te afli în folosința, nefiind proprietar, dar te folosești o perioadă mai îndelungată de timp, atunci trebuie să o declar. Dar în situația mea, eu nu l-am folosit temporar, maxim 15 zile pentru deplasare. Mai mult n-a fost în folosință. A fost perfectat dreptul de uzufruct, dar în realitate nu s-a realizat. Răspuns acceptat. La o altă categorie de întrebări, mă refer la declararea unor conturi bancare. Și conform informației de care dispune Comisia, în perioada 2012-2015, nu ați declarat următoarele 4 conturi bancare. Pentru anul 2012, 2 conturi bancare ale soției dumneavoastră, contul bancar, și că să nu le dau denumire, le aveți acolo identificat cu număr, da? Numărul 1 deschis la 18.10.2012, contul bancar numărul 2 deschis la 05.12.2012. Pentru anul 2013, contul bancar al dumneavoastră, numărul 1 deschis la 2013, 3 conturi bancare ale soției dumneavoastră. Le vedeți. Pentru 2014, vedeți, contul bancar al dumneavoastră, numărul 1, deschis în 2013, și 2 conturi bancare ale soției. Conturile de mai sus erau active, cu fluxuri de intrări și ieșiri după cum urmează. Contul bancar a dumneavoastră din 2013, sub numărul 1, deschis la data de 19.03, era un cont bancar activ în care în perioada 2013-2015 ați primit plăți cu mențiunea transfer salarial în sumă de 60.221 de lei. Contul bancar al soției din 2012, sub numărul 1, era un cont bancar activ în care în perioada 2012-2013 soția dumneavoastră a primit plăți cu mențiunea plată conform contractului în sumă de 321.012 lei. Contul bancar al soției numărul 2, deschis la 05.12, era un cont bancar activ în care soția dumneavoastră a primit mijloace financiare în sumă de 185.990 lei. În 2012, 162.433 de lei în 2015. Contul bancar al soției din 2013, sub numărul 3, regăsit în anexa respectivă, deschis la 2707, era un cont bancar activ în care perioada 2008-2013 soția dumneavoastră a primit plăți cu mențiunea alimentare card în sumă de 376.661 de lei. În conformitate cu articolul 4, aliniat 1, litera D din legea 1264-2002, în vigoare până la 01-08-2016, subiectul declarării avea obligația de a declara toate conturile bancare deschise în numele său și al membrilor familiei. După 2016, în conformitate cu articolul 4, aliniat 1, litera D din legea 136-133, subiectul declarării avea obligația de a declara toate conturile bancare deschise și în numele său și al membrii familiei acestora, dacă valoarea însumată a acestora depășește valoarea 15 salarii medii pe economie. Și aici e o întrebare. De ce nu ați declarat aceste conturi în declarațiile din anii 2012-2015? De fapt,
declaram toate conturile acestea, al meu, dacă vorbim de contul meu, probabil să fi fost un cont de card salarial deschis, dacă indicăm suma 60.221 lei, probabil a fost careva preț salariale deschise de la Universitatea de Stat, că eu activam. Deci avem un card, tot Victoria Bank, la, sau a fost Banca de Economie, Banca Socială, ulterior, când s-au început problemele, a fost deschis la Victoria Bank și probabil ăsta a fost un card bancar de la Universitatea de Stat. Da, am eu făcut ce mențiune, transfer salarial ăsta. De nu știu, unul l-am indicat, eu parcă indicam toate cardurile. Și l-am indicat Victoria Bank, am mai verificat eu declarațiile mele. Posibil, dar cele din menționate mai jos? Din emisiune. Celelalte asoții, eu chiar am întrebat-o bine ei și spune că practic toată acolo se întâmpla când cardurile este cardul de consum. Poate a avut expirat termenul și îi schimba alt card și posibil îi schimba și numărul contului. Și din situația dată s-a primit confuzia asta. Dar nu exclus ca să fi fost cont deschis pe numele biroului notarial, unde se încasau plățile, nu numai în numerar, dar și prin transfer. Deci eu la moment nu să vă fi mai ușor, domnul Șova, vedeți descifrarea. Da. Da, și descifrarea este expres care este în natură. Descifrare și presupun că sau au fost aceste două carduri bancare cu suma creditului de consum de 150.000, prin care dumneiei le alimenta și extragea după necesitate sumele de bani, dar cum Molding Combank, eu am întrebat-o și nu spune că a avut card bancar. Probabil a avut cont în bancă pe numele, pe biroul notarial și acolo, dar biroul este distinct de persoana fizică. Să avem o finalitate la capitolul ăsta, vreau să vă întreb, sunteți în dezacord cu informația care v-am relatat-o despre existența acestor conturi bancare? Nu, dacă comisia deține, eu am stabilit, sunteți în acord. Pornind de la prevederea normei precitate, legea 133 și 1264, care prevede obligația subiectului declarării de a indica conturile bancare, toate până în 2016, pe urmă, care depășesc 15 salarii medii, după încoace, da? Da. Și aveți obligația activă și nu le-ați indicat, pentru că au fost verificate. Asta și întrebarea, care a fost motivul că nu le-ați indicat? Ele există, sunteți de acord că ele există, nu au fost reflectate în declarație și aici vă întreb, care au fost circumstanțele și motivul de nedeclarare acestor? Eu încerc să explic. Cel Victoria Bank, care le dețineam la moment, îl indicam, care le-am ridicat în momentul includerii în declarare, am ridicat cardurile bancare, că eu conturi n-am avut. Asoții, eu am întrebat-o, dumneai spune, adică aș pot confirm că da, într-adevăr, dar la momentul respectiv nu mi-a identificat, ori eu am indicat card de credit, card de ala. Eu, majoritatea care le cunoșteam la moment și le aveam cunoștință de ele, le-am declarat. Astea, nu știu, din emisiune, o misiune din necunoaștere. Până la urmă, noi avem obligația să elucidăm și aspectul ăsta și ținem declararea. Și vreau să înțeleg exact, nu le-ați indicat în declarațiile, în modul stabilit, deoarece, dacă vorbim de conturile soției, nu cunoșteați despre existența lor? Sau au fost o omisiune, pur și simplu, de a le indica în declarație? Pentru că sunt două scenarii diferite. Eu și acum, când au fost puse întrebările suplimentare, chiar am întrebat-o, nu este, eu spune, parcă ți-am declarat toate conturile. Băi, astea nu știi. Eu da. Să verifice dar o misiune. Țin să menționez că noi și anterior v-am întrebat în runda de întrebări răspunsuri despre aceste conturi. Exact aceleași răspunsuri am primit de la dumneavoastră și am rugat-o să interpeleze solicitare la banc ca să ne confirme care totuși cum pe ăsta și ce a reflectat în contul respectiv. Eu la această... Îmi cer scuze că vă întrerup, da. Vă rog să vă continuați. Deci ca să fie cert pentru comisie și pentru toți, probabil o omisiune a fost, trebuie verificată. Ori la moment și neștiința. Asta așa era întrebarea, domnul Șova. Trebuie elucidat, trebuie verificat, dar ce v-a încurcat să veniți cu explicații până la audieri? Pentru că
Eu până la urmă nu înțeleg. Recunoașteți existența acestor conturi, așa ați spus. Eu sigur. V-am citat norma legală care vă obliga în calitate de subiect a declarării să le declarați. Și când vă întreb de ce nu au fost declarate, nu vă supărați, dar chiar nu înțeleg. Sau au fost pur și simplu o omisiune și din neatenție nu le-ați inclus, sau nu cunoșteați despre existența acestor conturi și nu e o omisiune pentru că nu cunoșteți. Deci cu referire la contul, cardul bancar pe care îl dețineam eu, indic cu asta, probabil din partea mea a fost o omisiune. Ori eu cunoșteam că vin plățile salariale de la Universitatea de Stat și anume perioada dată că eu am activat prin cumul până în 2016 și corespunzător erau careva surse de bani. Din partea mea omisiune, din partea soției, eu nu știu, eu am întrebat-o, dumneavoastră mi-a spus, eu ți-am declarat tot. Restul nu mai am. Și eu, cu referire la a ei conturi bancare, pot spune neștiință. Am acceptat răspunsul dumneavoastră. Domnul Șov, vă cunoașteți și următorul subiect, pentru că cu lux de amănunte v-am întrebat și anterior, ar fi vorba despre împrumutul de 150.000 de lei contractat de la Victoria Bank. În declarațiile dumneavoastră anuale pentru 2012 și 2013, la coloana datorii, ați indicat un împrumut de 150.000 lei cu o rată dobânzii de 17% contractat de la Victoria Bank. În declarațiile 2014 și 2015, nu l-ați mai declarat drept împrumut, ci drept cont bancar cu 150.000 lei la 17% dobândă deschis în 2012 și în coloana activii financiare. În declarațiile dumneavoastră ulterioare pentru 2016-2017, ați indicat din nou un împrumut de 150.000 lei cu rată dobânzii de 17% contractat de la banca menționată mai sus, care ar fi scadent în 2018. În rubrica datorii, atunci când ați fost întrebat de ce nu ați declarat împrumutul ca datorie în declarațiile dumneavoastră din 2014-2015, ați menționat că ați declarat acest cont în coloana de activi financiare din declarații, deoarece în accepțiunea dumneavoastră ați considerat că trebuie să-l declarați la această categorie. Contractul de împrumut cu banca a fost semnat de către soția dumneavoastră la 7 noiembrie 2012. Obiectul contractului era suma de 150.000, cum am mai spus, la rata de 17%, fiind o dobândă flotantă. Și foarte important că acest card era din natura unui credit de consum. Comisia v-a cerut să prezentați extrasele bancare aferentul acestui cont pentru perioada 2012-2018. Și dumneavoastră nu ați putut prezenta extrasele pentru întreaga perioadă, dar le-ați prezentat pe cele aferente anilor 2012-2016. Conform acestor extrase din cont, în total în perioada 07-11-2012-07-11-2016, contul bancar a avut intrări în sumă de 402.513 lei moldovenești și ieșiri în sumă de 502.599 de lei. Respectiv, întrebări. Pentru anii 2012-2013 și 2016-2017, perioade distincte, dumneavoastră ați declarat acest împrumut drept datoriei, corect? În declarație, dacă așa, da. Pentru 2014 și 2015, dumneavoastră ați declarat acest împrumut drept cont bancar la rubrica activ financiare, corect? Da. Card de credit, am indicat la rubrica. Puteți să ne explicați, dar ce a fost diferit între aceste două perioade, 2014-2015 față de 2012-2013 și 2016-2017? Deci ați fost ghidat, care a fost raționamentul, în principiu și ieri situația, da? Să o calificați diferit. Da, nu a fost nicio schimbare. Așa am înțeles eu când am citit modelul de declarații, și să indicăm cardurile. Deci, având în vedere că la dumneavoastră deținea card și creditul de consum era pe cardul corespunzător, l-am indicat la rubrica că consum. Ulterior, m-am mai analizat și probabil l-am transferat la credit, la datorii. Dar, de fapt, ele sunt trei perioade distincte în care cumva v-ați schimbat opțiunea de a fi reflectat. Inițial l-ați spus datorii, pe urmă l-ați exclus la datorii, pe urmă iar l-ați expus la datorii. Adică, care probabil era logică? Era o perioadă când cardul era alimentat de plin de soția mea.
Și atunci nu era datorie și nu se calcula dobândă. În momentele când se extragea o sumă mai mare, de ce apare ca datorie și probabil și nu reușea să alimenteze pe deplin și a apărut ca datorie. Probabil, dar exact nu pot să vă spun, la momentul ori n-am avut nicio intenție, că l-am declarat și la rubrică, în declarație l-am inclus. Articolul 4 a legii 1264 din 2002, în vigoare până la data de 01.08.2016, prevedea obligația dumneavoastră să declarați toate datoriile sub formă de debite. Acum, astăzi, sunteți de acord că ar trebui să declarați acest împrumut drept datorii și în declarațiile dumneavoastră din 2014-2015? Acum, eu, în genere, toate chestiunile urmează să le revăd și eu sunt de acord că urma să-l declar cum e forma și la carduri bancare, și la credit, la datorii. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru răspunsurile care au parvenit în adresa Comisiei. Domnul președinte, eu, de fapt, nu mai am întrebări. Domnul Șova, voi continua cu ultimul set de întrebări și asta se referă, dumneavoastră, ați văzut, faptele se referă la o cauză examinată dumneavoastră. Și anume, conform informațiilor de care dispune Comisia, în 2020, noastră ați examinat cerere de intentare a insolvabilității OMV Grup SRL, depusă în instanță de creditorul BC Exim Bank S.A. la 24 iunie 2020. Prin hotărârea instanței din 22 ianuarie 2021, dumneavoastră ați acceptat cerere depusă de creditorul Exim Bank și ați declarat compania debitoare OMV Grup insolvabilă și ați ordonat inițierea procedurii simplificate a falimentului cu lichidarea companiei OMV Group. În timpul procesului de examinare a cererii depuse de Exim Bank împotriva OMV Group, au fost formulate cel puțin două cereri de recuzare în privința dumneavoastră. Temeiul a variat. Printr-o decizie din 31 octombrie 2020, un alt judecător a respins cererea de recuzare, și prin decizia din 21 ianuarie 2021, alt judecător a respins la fel o a doua cerere de recuzare, prezentată de aceeași parte. La 2 noiembrie 2021, dumneavoastră ați declarat abținere de la examinarea cauzei Exim Bank împotriva OMV Group și dumneavoastră ați explicat comisiei că în cadrul audierilor parlamentare din 3 martie 2021, în fața Comisiei Juridice a Parlamentului, în contextul concursului la care dumneavoastră ați participat pentru a fi numit la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, dumneavoastră v-au fost adresate întrebări sub formă de acuzații cu privire la participarea în acest dosar care a fost menționat mai sus. Dumneavoastră ați relatat comisiei că ați perceput aceste acuzații drept intimidare și crearea unei prejudecăți privind imparțialitatea dumneavoastră la examinarea acestui dosar. Ați considerat că odată ajunse în spațiul public, acestea ar putea determina părțile sau terții sau observatorii, a terți să consideră că nu ați fi imparțial în continuarea examinării cauzei și din acest considerent, dumneavoastră ați depus o cerere de abținere la 2 noiembrie 2021, care în aceeași zi a fost examinată și acceptată de un alt judecător. Faptele prezentate sunt corecte, corect? Le confirm, așa, da. Au derulat evenimentele. Deci, dumneavoastră, confirmați că ați examinat cererea de intentare a insolvabilității OMV depusă de Exim Bank, da? Da. Și puteți să confirmați că au fost alte cereri pe parcurs examinării acestei cauze, mai fost două cereri de examinare de recuzare și ambele au fost respinse. Da, au fost. Succint, vă amintiți care au fost temeiurile, doar temeiurile de recuzare? Sau da, da. Fără a divulga, dacă nu puteți să le explicați fără a divulga date ce țin de participanți sau de... Atunci omitem întrebarea. Nu, dar ele au fost reflectate și în răspuns, și în răspunsul meu detaliat, și-l mai confirm încă o dată, ori au fost indicate că anterior, câțiva ani în urmă,
reprezentantul OMV Group a fost într-un litigiu în care eu, fiind lector la universitate, participând în bază de procură, dar mi-a indicat că avocat eu am fost și am fost oponent într-o cauză civilă. Și corespunzător, eu atunci, adică partea care o reprezentam, a avut pierdere de cauză și asta servește mie că eu pot cumva să nepărtinitor, să nu mai spun că va fi o răfuială, așa cum a fost indicat în cerc, din partea mea va fi o răfuială, că eu cândva. Și alt motiv, probabil că n-am dorit să mai amân, că vineau diferite solicitări de amânare și de amânare, ori legea insolvabilității prevede o perioadă restrânsă de 60 de zile pentru examinarea acestor categorii, dar s-au întins vreo 4 luni, 5 luni de zile. Am înțeles, mulțumim. Puteți vă rugăm să confirmați că dumneavoastră ați depus cerere de abținere din acest dosar la 2 noiembrie 2021 și ați depus această... Ați depus-o, da? Confirm, da. Da. Și ați depus această cerere de abținere doar ca urmare a întrebărilor care v-au fost adresate în cadrul Comisiei Juridici Parlamentare în timpul audierilor din 3 martie 2021 în contextul în care participați la concursul pentru numire la funcție de judecător al Curții Supreme de Justiție, corect? Da, confirm, ori materialele cauzei era anexată o prima pagină la plângerea persoanei, reprezentantului, hai să-i spun, care s-a adresat toate instituțiile statului și era prima pagină și care conținea același conținut care au dedus întrebările fiind puse mie în cadrul audierilor. Am înțeles. Și vă rugăm frumos să confirmați că dumneavoastră ați calificat drept intimidare și creare de prejudecăți cu privire la imparțialitatea dumneavoastră acele întrebări care au fost adresate de către dumneavoastră în cadrul audierii din 3 martie 2021. Confirm că în situația dată deja s-au amplificat mai multe circumstanțe care deja nu mai permitea că eu să continui procedura. Nu. Eu altceva vă rog să confirmați. Dumneavoastră, în răspunsul scris către comisie, dar și în cerere, dar în răspunsurile ați menționat că întrebările care v-au fost adresate în timpul audierii parlamentare din 3 martie 2021 le-ați calificat drept intimidare și creare de prejudecăți cu privire la imparțialitatea dumneavoastră, corect? Da. Referitor la aceasta, puteți să ne explicați dacă ați depus vreo cerere, vreo plângere la Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la intimidarea pe care dumneavoastră ați considerat că ați fost supus sau nu, sau oricare alt organ? Dar nu am depus, eu am solicitat de la toate organele ca să-mi ofere informația vis-a-vis de circumstanțele date și toți mi-au răspuns negativ. Atât și de la președință, și de la toți. Spus, dar la CSM nu ați depus plângere cu privire la faptul că ați fost intimidat, v-ați simțit intimidat în timpul acelei audieri, corect? Da, corect. Adică eu am în vedere că a fost intimidare din partea participantului la proces. Ori s-au plâns în toate instanțele, s-au plâns peste tot ca eu să fiu cumva influențat ca să iau decizii favorabile acestea. Ori că în condițiile în care ești supus într-una să scrie explicații, ești impus în situația ca să creezi o prejudicată. Puteți să explicați dacă aceste acuzații care au fost prezentate în timpul acelei audieri de către unul din deputați, înțelegem, corect? Puteți să explicați dacă aceste acuzații v-au afectat efectiv capacitatea dumneavoastră în calitate de judecător de a continua să examinați cauza respectivă în mod obiectiv și imparțial? Nu pot spun că am fost afectat, dar având în vedere ca un observator terț rezonabil, independent, să nu-i pară că sunt totuși afectat, am depus declarația de abținere. Dar principiile de la Bangalore 2.5 punct, scrie, indic, nu numai când judecătorul se simte că este imposibil să judece parțial sau și imparțial și independent, dar trebuie și pentru un observator
terți să fie privit că el este în stare să judece chestia și va fi în stare. Dar politicienii și nu doar politicienii, în cazul de față noastră ați dat exemplu și de părți, pot să adreseze astfel de întrebări cu diferite cazuri pe care le-a examinat sau pot să ia să facă declarații în presă. Dumneavoastră v-ați abține în fiecare cauză atunci când sunt aduse acuzații în spațiul public cu privire la lipsa de imparțialitate a dumneavoastră? Nu. Dar prin ce a fost diferit cazul ăsta? Evitării unor suspiciuni viitoare ar fi corect ca să înaintez declarația, ca să nu apară ulterior suspiciuni din partea terților, că eu totuși am acționat, am judecat cauza fiind influențat sub diferite pretexte, fie psihologice sau de altă natură. Puteți să ne explicați și încă un lucru. Audierile au avut loc la 3 martie 2021, iar dumneavoastră ați depus cererea de abținere la 2 noiembrie 2021. Cum se explică decalajul ăsta de timp? Era o perioadă de concedii. La noi volumul mare de lucru și stabilesc ședințe mai ulterioare. Probabil, între timp a fost și examinată recursul în perioada dată că eu am pronunțat hotărârea. Anterior, deja a pronunțat, pe urmă a fost contestat în ordine de recurs în instanța ierarhică superioară până a durat recursul. Perioada asta, august-septembrie, ne aflăm în concediu și probabil că atunci a fost prima ședință, la prima ședință. În audierile parlamentare, când v-au prezentat acuzațiile astea, dumneavoastră ați prezentat și răspunsuri cu privire la cauză, da? Nu, că n-am avut pregătire din timp. Direct în comisie, ad hoc, mi-a fost pusă întrebare. V-a fost pus întrebări și dumneavoastră ați răspuns la întrebări, corect? Păi da. Da, la memoria care, adică circunstanțe care le memoram la moment, dar nu m-am pregătit din timp. Dar considerați că este etic să răspundeți la întrebări adresate în cadrul unei audieri parlamentare cu privire la o cauză pe care dumneavoastră o examinați de către un politician care vă adresează întrebări? Dar eu n-am elucidat circunstanțele cauzei. Am spus în general că da, eu cunosc despre chestia dată, ori la materialele cauzei este prezentă o plângere înaintată tuturor autorităților publici și era prima pagină în xerocopie, unde era ștampila de înregistrare, nu știu, la Procuratura Municipală sau Generală și textul în memoria mea era exact întrebările care mi-au spus și eu numai așa am spus că da, este o petiție, dar nu am elucidat toate circunstanțele. În general am spus. Dacă ar fi repetat situația noastră, ați proceda exact așa sau ați proceda cumva altfel? Dacă m-aș întoarce înapoi, probabil să fi știut care va fi rezultatul sau efectul, probabil îmi declaram abținere, dar nu aveam temeiuri. S-a cunoscut rezultatul ulterior, probabil că anterior îmi declaram abținere, dar nu aveam temeiuri să-mi declar abținere, ori eu am explicat comisiei că păi da, avem multiple cauze când creditorii atât, am vorbit de creditele la Victoria Bank. De fapt, întrebarea este de ce ați declarat abținere? Am declarat reiesă cumva că ați declarat această abținere sub presiune până la urmă. Până la urmă, acea presiune care a fost încercată de către părți și a dus rezultatul cu dumneavoastră totuși v-ați declarat abținere. Poate nu trebuia să declarați abținere, poate nu trebuia să răspundeți nici deputatului. Să menționați, dacă ați simțit că este o intimidare, imediat să spuneți că aceasta este intimidare și eu nu răspund la așa întrebări, că nu este corect conform codului de etică a judecătorului. Sau nu? Consider că nu, dacă odată ce m-au chemat la audiere, nu mă pot abține ca să nu răspund la întrebările care comisia de specialitate mi le adresează. Urmează în limitele respectării codului de etică, să nu divulg circunstanțele cauzei, ori la momentul audierii deja era o hotărâre emisă de mine pe cauza dată de intentarea procedurii de insolvabilitate cu inițierea falimentului simplificat.
Da, ea nu era irevocabilă și potrivit articolul 9 al Codului de Conduită, urma să mă abțin să fac comentarii pe marginea circumstanțelor cauzei care le-am reținut și le-am fundamentat în hotărârea mea. Dar eu asta nici n-am făcut, dar în general urma să... Dacă mi s-au înaintat acuzații directe, eu trebuia să răspund la acuzațiile ori în accepțiunea mea acestea deja erau acuzații de natură penală. Și urma careva răspuns, da. Ori, prin tăcere, urma să accept faptele invocate. Am înțeles. Mulțumesc. Vreți completa ceva la subiectul ăsta? Eu mă voi abține, ori iarăși trebuie să dezvălui toate circunstanțele, cauzei. Nu despre cauze. E întrebările noastre, după cum ați văzut, se referă strict la modul în care dumneavoastră ați declarat abținerea și dacă, de fapt, trebuia să declarați abținerea asta sau nu. Pentru că, din ce ați relatat, sunt diferite interpretări de asta și v-am întrebat doar dacă vreți să completați la acest subiect. Nu vreau despre cauze. Vreau să spun că eu, anume dacă a mers vorba despre cauza dată și comportamentul meu, eu vreau să spun că am acționat pur imparțial. Am judecat cauza dată, axându-mi pe toate circumstanțele și probele care erau administrate, ori în viziunea mea, fiind menținută și de instanța ierarhică superioară, am emis o hotărâre absolut legal și întemeiată. Și nici de cum n-am fost influențat, ori indiferent chiar să fie careva de orice natură, eu consider că aceea va fi, tot aceeași va fi soluția. Chiar și acum și pe viitor, aceeași soluție avea să fie în cauza dată. Da, eu am o întrebare dumneavoastră. Dacă s-ar repeta această situație, dumneavoastră ați procedat la fel cum ați procedat sau altfel? Doamna Răducan, din punct de vedere a soluției pe cauză sau de... Dacă s-ar repeta situația cum a fost, nu e vorba pe dosar, noi nu vorbim de cum s-a examinat dosarul. Situația cu audieri la comisie, cu abțineri, cu toate, dacă s-ar repeta în același sens această situație, dumneavoastră ați proceda la fel sau altfel? Cum ați proceda? La fel sau altfel? Eu am încercat să spun că, adică eu în momentul de față consider că în vederea evitării tuturor efectelor care s-au produs și care îmi sunt cunoscute la moment, eu poate și declaram abținere, numai urmează să mă gândesc care sunt circumstanțele pe care m-am bazat în abținerea ulterioară, au apărut ulterior examinării cauzei. De ce? Eu aș fi procedat tot așa, indiferent de situație. Adică considerați că ați procedat corect și dacă s-ar întâmpla, ați proceda la fel. Corect, la fel, am înțeles? Da. Uh-huh. Bine, mulțumesc. Are there any other questions from any of the colleagues? Alte întrebări de la ceilalți colegi? Nu? În cazul ăsta, ajungem la sfârșitul întrebărilor. Dacă doriți, vă oferim acum oportunitatea să veniți cu un scurt comentariu de încheiere. Vă mulțumesc. Eu vreau să spun că a fost un exercițiu neobișnuit. A fost un exercițiu care, pentru viitor, îmi impune să acord o atenție mai deosebită ducerii evidenței operațiunilor caracter financiar și material pe care le voi efectua în viitor și mai minuțios să declar toate declarații, adică în declarațiile să le declar tot. Și la mine exercițiul dat, mare măsură se asociază cu situația în care părinții, când decid că copilul este bolnav, îi spun că hai să aplicăm niște investigații și pe locuri investigațiile date
nu chiar sunt plăcute, însă eu cred că asta e în beneficiu copilului, că se confirme sau e bolnav sau nu, și urmează a fi tratat. De asta. Și în finalitate eu aș vrea, dacă e public, să-mi cer scuze de la persoanele apropiate care le-am creat careva frustrări cu decizia mea de a mă promova și cu verificările care au fost supuse, suplimentare acestora. În rest, vă mulțumesc și cred că va fi benefic ulterior pentru declararea în viitor a tuturor veniturilor, bunurilor și altor operațiuni. Mersi. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Cu acest comentariu de încheiere de partea dumneavoastră, ajungem la sfârșitul audierii. Dumneavoastră ați răspuns la cele multe întrebări pe care le-a avut Comisia. Acum Comisia se va retrage pentru deliberări și ne vom strădui să emitem o decizie pe cazul dumneavoastră în timp de o lună de la data prezentei audieri. Acum declar această audiere închisă și vă mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru răspuns la întrebări. Mulțumesc!